Andreea Marin este alături de noi și aș vrea mă bucur tare mult, vreau să-ți mulțumesc foarte mult, ai strălucit pe scena Galea TV de la Parlament. Așa compliment venit de la Andreea Marin, vă rog frumos. Nu, nu e un compliment, un compliment, știi, implică și un pic de minciunică. Nu, este o realitate. Ai strălucit alături de echipa ta, pentru că ai fost alături de Magda Coman, modelul de viață în scaun cu rotile. O să vorbim imediat despre acest minunat eveniment, dar am primit un mesaj și aș vrea să-l ascult și tu. Ia să vedem. Întrebarea zilei este pentru telespectatorii noștri astăzi. Ce înseamnă pentru voi un prieten foarte bun? Și am primit un mesaj de la Julia, un prieten adevărat. Te lasă să fii tu însuți, te ascultă și sfătuiește atunci când ai nevoie, fără să simți vreo secundă de judecată, ci doar de încredere că ești grozav, așa cum ești. Prietena mea de suflet m-a învățat ce înseamnă să mă accept așa cum sunt, cu răbdare. Vă pup, aveți o energie foarte faină toți trei, te pupăm toți și noi, patru, Julia. Toți patru și Andreea cu noi acum. Da, și o întrebăm și pe Andreea la suntem început. Curioși. Ai un prieten adevărat sau o prietenă cu adevărat? Da, dar pentru mine prietenul este și criticul meu cel mai cinstit. Nu sunt de părere că prietenul trebuie să-mi spună întotdeauna că sunt bine, că sunt grozavă, că sunt frumoasă și deșteaptă. Acolo unde greșesc, eu am nevoie de prieten să fie cel care mă trage de mânecă și îmi spune. Și știu că e cu dragoste. Îmi spune că greșesc. Și astfel pot repara și pot evolua. Poți evolua, exact. Pentru că doar unui prieten adevărat îi pasă dacă corect. Tu faci ceva greșit și corect. Îți va știu fi că nu o spune cu răutate, știu că e cinstit și așa. Știu că nu mă păcălește, nu-mi spune doar ca urechile mele să audă ceva bun. Foarte frumos. Vă așteptăm în continuare să ne spuneți pe WhatsApp ce înseamnă un prieten adevărat. Hai să vorbim despre gala Typic Beauty. Mulțumesc tare mult. Săptămâna trecută. Cum trei vedete Pro TV au fost pe această scenă. Așa Lili, este. David, minunat a fost David și Alex Dima. Mulțumesc tuturor. Cum a fost ediția de anul ăsta pentru tine? Cu totul specială. Sunt producătorul galei, nu doar gazdă. Inițiator este Magda Coman, art director Alin Gălățescu. Sunt fericită că în fiecare an, de 10 ani încoace, cunosc la Palatul Parlamentului, urcând pe scenă, modele de viață în scaun cu rotile, oameni realizați în diverse domenii, în business, în mediul ONG, în studiile pe care le-au făcut și care uneori te uimesc, sunt oameni exact. Cu niște realizări excepționale și te întrebi, cu necazul pe care l-au avut de a ajuns să trăiască în scaunul cu rotile, că nu toți s-au născut cu o dizabilitate, ci e dobândită din pricina unui accident, să spunem. Cum au avut puterea să se ridice, să meargă mai departe, să lupte, să pună umărul la schimbarea unei legi, pentru că împreună această gală nu e o chestiune așa de distracție, ci în timp noi am schimbat o lege, acum se pune la cale construirea unui centru amplu pentru persoanele cu dizabilități, deci sunt planuri concrete dincolo de strălucirea unei seri pe an, cum e gala Atypic Beauty. A fost superb și trebuie să știți că toate vedetele, printre care te numeri, care au defilat alături de modelele de viață în scaune cu rotile, toți artiștii care au evoluat pe scenă și văd acum imagini oferite de colegii voștri, toți cei care ne-au ajutat au fost pro bono acolo. E un lucru extraordinar, zeci de oameni care ar fi putut să spună nu, am treabă, să se scuze, să-și caute alte lucruri care le aduc, nu știu, un avantaj de făcut, au fost alături de noi acolo pro bono. Eu îți spun, Andreea, că a fost o onoare și îți mulțumesc tare mult că m-ai invitat să fac parte, pentru că pentru mine a fost și o lecție de viață această gală. Așa e. Văzând pe acei oameni lângă mine, vorbind cu ei, mi-aduc aminte că o mică era în scaunul cu rotile și avea un bebeluș pe care l-a lăpta. A fost o imagine atât de frumoasă, dar emoționantă pentru mine. Efectiv, mi-a intrat în suflet așa ca o sabie și era foarte fericită și toți de lângă mine în scaune cu rotile erau atât de fericiți și se bucurau știu de această... Știu să prețuiască viața exact. Poate mult mai mult decât o face un om cu siguranță. Și aș vrea să te întreb și pe tine, care au fost cele mai emoționante momente ale serii? Din punctul tău de vedere. În primul rând, poveștile. Fiecare urcă pe scenă, defilează, iar eu spun povestea din planul 2. Uh-huh. Sunt extraordinare. Te ating la suflet și te motivează. Este atât de inspirațional această seară.
Pe de altă parte, am fost emoționată de faptul că pentru prima dată a urcat pe scenă fiica mea, la brațul fratelui ei, Violeta, împreună cu Radu Ștefan Bănică. Și e clar, ca mamă n-ai cum să nu, simți această emoție. Ea n-a mai ieșit public, aveam și invitații în sală din corpul diplomatic, din ONG-uri din afara țării, oameni care vorbeau limba engleză și atunci am profitat, pentru că ea e pasionată de limba engleză, și am întrebat-o ceva legat de adolescenții care trebuie sau nu și de ce să facă voluntariat, și a răspuns într-o engleză impecabilă. Și a fost. Am rămas toți am fost, mândră, sincer, am fost chiar mândră de ea, dar și emoționată în același timp. Spun sincer, la sfârșit mi-au dat lacrimile și nu, aproape că nu mai puteam continua să fac ce am de făcut, dar Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul meu. Violeta este de o frumusețe răpitoare, aș putea spune. Deci eu am fost acolo lângă ea, are o carismă și o eleganță, cred că a luat de la mama foarte multe. Orice mama își vede puiul frumos, știi cum e, dar... Eu spun și spun cu adevăr ce spun, au fost foarte frumoși pe scenă, sunt convinsă că... Mulțumesc, da, efectiv... Și Violeta și Ștefănel, în primul rând, seamănă foarte bine. Chiar da. Și în al doilea rând, sunt niște copii cu mult bun simț, contează foarte mult în lumea asta nebună în care trăim, care au fost ținuți până la această vârstă departe. Foarte rar au apărut în, nu știu, în lumina reflectoarelor, foarte rar, accidental mai mult, da. Așa, fie alături de mine, fie alături de tatăl lor. Și acum înfloresc pe baza rezultatelor proprii. Adică i-am lăsat să se dezvolte conform dorințelor lor, pasiunilor lor, nu împinși de la spate de, nu știu, de mine sau de tată, ca părinți, ci lăsați să simtă viața, să simtă ce le place și să aleagă drumul care li se potrivește. Altfel ar fi fost falsă treaba, știi? Da. Dacă i-am fi tot împins în lumina reflectoarelor, fără sens. Dar la ce vârstă ai urcat tu pentru prima dată pe un podium de modă? De curiozitate. Eram... în liceu, cred, la sfârșitul liceului, da? La Roman, în orașul meu, din Neamț. Și atunci a fost organizat un concurs la Casa de Cultură din Roman. Și am câștigat acel concurs de Miss, să zic așa. La prima apariție, la prima urcare pe podium? Da, în fine, era o chestiune locală, apoi însă am ajuns la facultate și la facultate am mers mai departe, pe Moldova și tot așa. În fine, dar a fost un joc al acelei vârste, n-am continuat pe linia aceasta, nici pe modeling, am ales altceva. Am ales televiziunea, deși în paralel eram studentă la informatică și practic eu credeam că o să devin informatician, dar restul viața m-a dus pe alte drumuri. Am curiozitate, Violeta, îți calcă pe urme, îți dorește să... Ea se pregătește pentru drept. Pe sticlă. Acum. Pentru drept. Da. Bun. E bine, e dar foarte totuși, bine. Dar totuși, și la drept, e important. Ce o înveți tu pe Violeta important? Despre frumusețe, sunt curios. Am discutat foarte mult despre frumusețe, ci am discutat despre naturalețe, mai bine spus. Pentru că nu pot fi de acord cu tot ceea ce se întâmplă în lumea tinerilor, cu atâta falsitate, cu operații de la o vârstă, cum să vă zic, fragedă și nemotivate, da. Că nu sunt probleme de sănătate, ci sunt pur și simplu dorințe de a fi cine nu sunt acești tineri. Cu acest internet care îi, cum să zic, îi împinge de la spate să aibă cât mai multe like-uri, cât mai multe... Violeta nu are decât de un an și un pic Instagram și nu, și nu am fost de acord cu asta și bine am făcut. Acum s-a mai maturizat și poate să gândească ceea ce postează acolo. Și poate să gândească și faptul că nu depinde de like-urile sau lipsa like-urilor. Așa este. Altora. Da? Are discernământ. E deja la o vârstă. Exact. Aș vrea să ne spui, Andreea, ce ne pregătești acum, în viitorul apropiat. Mă ocup foarte atent de un documentar pe care îl pun la cale, chiar destinat adolescenților. Fiica mea a și spus pe scenă și erau acolo în sală cei de la Teen Challenge, o organizație care se ocupă de îndepărtarea, să zic, tinerilor de droguri, alcool, țigări și de toate tentațiile care le pot distruge viața. Nu e vorba doar de o chestiune de moment, le pot distruge viața. Am văzut cazuri extreme și voi face și pregătesc un documentar
extrem de serios pe această temă, pentru că dacă tu încerci ca părinte să cauți pe internet și să găsești ceva, să-i arăți copilului tău, nu găsești nimic bine făcut. Adică doar fragmente, povești, găsești niște povești, dar prea puține. Așa. Și vreau să pun totul cap la cap, vreau să văd care sunt oamenii din țara asta care ar putea schimba lucrurile. Vezi, există niște legi, dar ele nu se aplică în tocmai și nu duc la nimic. Practic nu duc la ceva concret. Mulțumim, Andreea, că ai venit și te așteptăm cu proiectul gata să vorbim despre el. Mulțumesc, e mare nevoie de promovare când vorbim de viața copiilor noștri. Corect, așa este. Suntem aici să promovăm.